bună ziua, am revenit în direct și în reluare pe frecvența postului nostru. Transmitem de la fața locului, în spatele blocului. Situația în Craiova este total schimbată față de ieri. Viscolul s-a oprit. Zăpada de pe carosabil, măcar pe străzile principale, s-a topit. Asfaltul este negru. Se circulă în condiții de luna iulie spre august. Și astăzi o să ne plimbăm puțin prin oraș. Și o să încercăm să intrăm totuși, să părăsim străzile principale, să intrăm prin cartiere. Să vedem totuși cum s-a lucrat la dezăpezire, pentru că azi noapte primeam mesaje de la cetățeni și în pagina noastră și grupurile de trafic, că sunt oameni care nu pot ajunge acasă, nu pot intra cu mașinile pe străzi, în cartiere. Bine, poate că în cartierele mai marginașe, dar nu puteau efectiv ajunge. OZN-ul se prezintă bine, zăpada nu stă pe el, strălucește mov în culoarea soarelui. Bine, și la OZN accesul este aproape imposibil în momentul ăsta, e îngropat în zăpadă și el. Să intrăm în parcare la polivalentă. Intrăm în parcare la polivalentă, domnul Sorin. În parcare la polivalentă se lucrează, se descarcă un ceva. Da. În aceste momente, lucrătorii, cred că de la rea de PFL, descarcă un leu de lemn. Leul sculptat de domnul respectiv, domnul Riza, cred că se numește. Și aceasta este parcarea de la polivalentă la cererea telespectatorilor noștri, care ne sunt și prieteni. Avem un leu puternic, un leu de lemn, care ține piciorul pe o minge. Așteptăm ridicările auto. Am văzut de dimineață că lucrau. Da, se circulă în condiții de iarnă în parcarea de la polivalentă. Ne avântăm mai în spate? Nu, păi ne mai avântăm și ieri. Aici avem un spectacol ceva, vreo cântare, ne descarcă ceva. Cântarea României. Nu, ne retragem, că nu putem continua, nu avem o mașină 4x4. Dar rămâneți cu noi, distribuiți materialul nostru. Poate cineva ne aude și ne împrumută o mașină din asta 4x4. La fel cum ați făcut și ieri, am ajuns la aproape 60.000 de vizualizări. Cred că atât are în acest moment materialul de făcut ieri. Astăzi vremea ține puțin cu noi, măcar pe străzile principale. Se poate cât de cât circula, dar nu vă imaginați că sunt locuri de parcare sau dincolo de primele intrări în spatele vreunui bloc. Nu ne așteaptă decât munți de zăpadă. Așteptăm sugestiile noastre. Cineva ne-a zis să mergem și prin 1 mai. Să ne îndreptăm într-acolo, oricum suntem în zonă. Undițele nu le avem? Nu avem, da, sunt viermi, au înghețat săraci. Ne-ar trebui niște schiuri, eventual? Au fost niște băieți, au primat azi noastre cu schiurile pe una dintre străzile orașului. Apropo, dacă ai șenilată din asta, zice că îți cumperi un vehicul din asta, un șenil, să-l ai pentru ca să te poți deplasa iarna. Plătești vinieta de parcare la el? O șenilată? Da. Ar trebui să sunăm la poliția locală sau la telefonul cetățeanului, să întrebăm. Da. Stăm pe bulevardul 1 mai, în apropiere de... Să ai vreo 10-15 pluguri din astea și să le faci cadou autorităților. Chiar nu ai ca... plătit din ăsta taxul ceva? Sau... Oricum au avut foarte să multe... Să faci voluntariat pentru foarte administrația multe locală. Utilaje... Chiar vedeam pe un forum de ăsta care cred că e plătit tot din banii contribuabililor, scria ceva de 51 de utilaje, din 40 câte declarase primarul. Au mai apărut 11. Au mai apărut 11 chiar într-o noapte. Nu. Părerea mea că au apărut doar 11, iar celelalte 40 erau invizibile. Și pentru că situația după... Da, într-adevăr a fost viscol, a fost o zi de 24 de ore în care a nins într-una, dar totuși
Chiar așa? Dezastru care a fost aseară, ieri după amiază, azi noapte? Dar stai puțin, că și acum dacă îngheță, să fie mai dezastru. Da. E nevoie de o oră, două, să ningă iar la noapte de la 2 la 4 și... Oricum, încă mai fulguiește așa, nu s-a oprit de tot. A apărut și soarele un pic, dar... S-a trecut de la portocaliu la gălbior. E un cod gălbior ăsta. Ne îndreptăm spre cartierul 1 Mai și o să intrăm puțin între blocuri, în zona școlii. Cineva ne-a zis să mergem și în Brestita. Noi mergem, dar nu vrem să rămânem acolo. Că nu ne primește nimeni. Astăzi merg semafoarele, spre deosebire de ieri, când au fost trecute toate pe intermitent. Au fost accidente. La Selgros, un camion s-a răsturnat și era în zona aceea unde strada este despărțită cu parapeți de ciment și practic s-a blocat. Sensul de circulație. Sensul de circulație, nu se putea intra. N-am prea înțeles, dânsul vrea să încarce sau să descarce. Oricum, spre deosebire de ieri, ne mișcăm incredibil de, de bine pe, pe străzile principale. Este și asfalt acoperit pe alocuri cu zăpadă. Adică e chiar un oraș turistic în care acum poți găsi și o baltă pentru pescuit. Trecem, trecem pe la, pe la balta noastră. Și un bazin unde te poți relaxa și o străduță unde poți schia. Deci există cam tot, tot ce își poate dori un turist. Da, pentru lunile de iarnă chiar, într-adevăr, Craiova vă oferă tot felul de condiții care atrag un număr foarte mare de turiști. Eu n-am văzut decât 2-3 chinezi sau japonezi și câțiva bulgari pe străzile orașului nostru. Japonezi de acum încolo o să fie din ce în ce mai mulți. De ce? Păi dacă a venit primul ministru al Japoniei, n-a găsit pe nimeni, a, da, s-a dus ăsta la altul nostru și a fost chemat ca să rezolve nimic. Unii au fost mâncați, mușcați, omorâți de câini. La noi în România alții au fost omorâți prin pădurile de lângă București. Alții au fost violați, deci relația cu această țară... Țara soarelui răsare. Intrăm în cartierul 1 Mai pe intrarea de la complexul Pelendava. Iată, se face puțină mișcare la trecerea de pietoni. Oricum, acum Craiova se va transforma într-o Veneție, când această zăpadă se va topi. Crezi că va curge toată asta stadion acolo? Da. S-ar putea și zona stadionului să fie inundată, că doar acum acolo a fost o mlaștină timp de sute de ani. Dar n-a interesat pe nimeni. Dar probabil gazonul e... Să trecem, să trecem, să ne uităm. Din cauza lipsei de apă, probabil. Oricum... La cât de uscat de ultraviolet a fost gazonul de pe stadionul nostru, nicio apă din lume, nu, apă sfințită. Da, cred că e cel mai bronzat stadion din lume. Da. Asta cu... Deci cam așa arată cartierul 1 Mai. Zi de zi la mașini înzăpezite pe ambele părți, câțiva cetățeni la lopată. Aici nu mai există, în cartierul ăsta nu mai există de mult un trotuar. Trotuarele sunt undeva sub zăpadă. Da, și sau sunt... mașinile parcate până în gardurile grădinilor. Acum chiar am dat o idee și s-ar putea să renunțăm în viitor apropiat chiar și la puținul spațiu verde existent în fața blocurilor. Pentru a crea... Facem dreapta pe lângă școală. Sperăm ca școlile să rămână închise toată săptămâna, pentru că dacă se va relua programul școlilor, va fi dezastru. Care v-ați scos mașina din parcare astăzi, când vă veți întoarce acasă, nu veți mai găsi loc, nu veți mai găsi locul pe care l-ați curățat de zăpadă. Încercați totuși să limitați deplasările
perioada asta. Și dacă aveți timp și stați pe Facebook, pe internet, răsfoiți paginile oficialităților celor care conduc această urbe, a primarului, a celor doi viceprimari, a city managerului, a directorilor din primărie și directorilor din regii, pentru că oamenii sunt foarte activi pe Facebook în zilele bune, când au câte o chermeză, când au mai plantat câte o floricică, când au mai organizat cine știe ce spectacol de aplaudat, dar zilele astea lipsesc complet. Au dat niște comunicate din astea seci, că a nins foarte mult și sunt cu toate utilajele la treabă și atât, au închis, au tăcut, n-au răspuns la comentarii, nu. Sunt exact ca hoțul prins. Bă, dacă ești un lider de orice culoare politică, care n-are nicio legătură cu fenomenele meteo, politica în primul rând, asumă-ți și eșecurile, da, ieși și spune, am greșit, n-am avut nu știu ce, n-am avut contracte. Această mașină de teren care e la datorie, probabil la fel ca și noi, urmărește ce nu s-a mai întâmplat prin aceste cartiere. Legat de chestia cu paginile, majoritatea care ați scris pe paginile primăriei și ale regiilor subordonate, ați fost blocați, era normal. Da, aceste comentarii deranjează, da. Care lumea are nevoie de, deci, între paginile acestor instituții este o solidaritate din asta. Primăria laudă pe toate regiile din subordine. Salubritatea laudă rea de PFL-uri, rea de PFL-ul laudă filarmonica. Deci o întreagă crengătură din asta. Dar rezultatele lor se văd. Deschideți geamul și priviți în fața locuinții dumneavoastră. Vă place? Așteptați primăvara. Este singurul fel în care veți scăpa de această zăpadă. Citeam că la salubritate sunt 400 de angajați, sau, mă rog, detașați la munca din teren. Nu știu, am văzut pe unele trotuare câte ceva. În dulcele stil clasic, o mătură și cu lopată de zăpadă. Exact ce am spus și eu. În orașul ăsta s-a cumpărat absolut orice lucru inutil de către regiile care administrează. Orice lucru. Bineînțeles, exceptând ce ar avea cu adevărat nevoie pentru perioada de iarnă sau pentru perioada de primăvară, n-am văzut la salubritate o mașină de gunoi modernă, o mașină de gunoi nouă, dar aceleași mașini de gunoi din care levigatul curge, care scot fum și care poluează și care merg zi de zi. Autobuzele la fel, după nu știu câți ani am cumpărat 5 autobuze second hand. Deci, dar în schimb dotăm poliția locală, dotăm cu mașini de ridicat auto, care costă 100.000 de euro, mi se pare una. Exact, în loc să lucrăm în slujba cetățeanului, nu amenajăm nicio parcare gratuită, în loc să lucrăm în slujba cetățeanului, noi investim în lucruri cu care putem să-l taxăm și cu care putem să scoatem mai mulți bani de la cetățean. Atât, simplu. Bine, și cumpărăm așa ceva deoarece ne convine și comisiunea. Există, nu? Nu mai vorbim asta. Nu ar cumpăra nimeni ceva, o mătură sau o lopată cu 3 lei. Acea mătură și acea lopată o să coste 10 euro ca să poate să fie productivă. Ai văzut ieri, n-aveam angajații de la regii care au fost scoși și a dat zăpada pe trotuare, la lopată. Tot cu acele lopeți vechi de când, cred că sunt rămase din cine știe ce munci patriotice. Cineva postase pe Facebook o poză de prin 1954 sau ceva de genul, când a fost o iarnă foarte grea, cu zăpadă foarte mare. Și scria că bărbații ies la lopat. Dar e și acum, dar majoritatea sunt la epilat, sunt la manicură. Îți unghiile, da. E mai dificil. Cei care puteau face acest lucru, din păcate, nu mai sunt. Suntem pe strada Răului. Șosea de centură, care ieri arăta albă toată dintr-o parte în alta. Astăzi, acum o minune, o încălzire, o apăsare de buton a schimbat cu totul fața acestui drum.
Da, își punem pariu ca să seară vor ieși și vor afirma în spațiu public și vor spune am rezolvat toate problemele, se poate circula pe toate străzile, noi și soarele. Aici suntem pe râul lui, în capăt, în zona care este decopertată, iar puteți vedea în dreapta, dacă se prinde nimeni, zboară pe scăruși și alte păsări sălbatice în canalul colector decopertat pe circa un kilometru, un loc plin cu gunoaie unde se aruncă de nenumărat de foarte multă vreme și de către absolut oricine tot felul de deșeuri. O zonă care n-ar trebui să existe și care să nu arate așa, dar am văzut un reportaj, au filmat una dintre televiziuni și au sunat, sunau de la Garda de Mediu, la primărie și aruncau, Garda de Mediu spunea că ține de primărie, primăria spunea că aparține de direcția APJ-ul, direcția de APJ-ul spunea că aparține de primăria uneia dintre comunele de lângă Craiova și situația a rămas la fel. Asta se întâmpla acum mai bine de un an, reportaj. Da, da. Toate gunoaiele astea sunt acoperite cu zăpadă. Da, toate aceste gunoaie și toată această apă care sunt dejecțiile orașului se scurg câțiva kilometri mai încolo în râul Jiu. Ce zici, să încercăm să intrăm pe una din străzile din cartierul Romanești? Da. Nu are rost, ar fi chiar prea, ar fi fatal. Încercăm pe aia asfaltată, că e una asfaltată. Da, sunt în... Dacă am avea o mașină dată de la primărie, am intrat pe toate străzile. Nu, dacă am avea o mașină de la primărie, am intrat cu ea cu viteză în primărie. În sala de consiliu, de când este ședință. Chiar astăzi a fost ședință? S-a discutat ceva de o ședință și... Erau niște consilieri din opoziție care ziceau că să ceară lămuriri. Haideți să virăm pe o stradă oarecare. Prima stradă din cartierul Romanești care ne-a ieșit în drum. Să vă spunem și strada, că poate sunteți mai pe aproape vreunii care ne urmăresc și în caz că rămânem pe aici, iată Petrila. Nu, Petrila e cea de la stânga, nu știu da, cum se numește aproape asta. Aproape de Petrila, suntem... Petrila nu. Deci acestea sunt străzi cu pământ, nu nici măcar cu piatră sau... Deci efectiv sunt străzi cu pământ, de care acest cartier sunt foarte multe, rămase așa. Câteva au fost pietruite cu piatră de râu. Iată una din atracțiile turistice ale Craiovei. Deci orice patinator, orice iubitor de sanie, de bob sau de schi, poate veni pe strada Homer. Da, noi eram pe strada Ecoului. Ecoului, da. Deci în caz că vom striga și se va auzi un ecou... Am mai fost pe strada Homer, am filmat-o, avem integral filmată. Ea oricum arată mult mai frumos acum decât... E o tragedie greacă. Da, decât în timpul verii, când... Deci acum totuși e asfaltată, dacă putem spune așa, cu ajutorul zăpezii. Sperăm să nu rămânem pe aici. Cred că chiar am rămas. La strada continuă încolo. La stânga, la dreapta. Nu se poate circula. Haide să încercăm să întoarcem. Adică încercăm să mergem cu spate. Nu avem cum să întoarcem. Da, deci astea sunt străzi unde n-a intrat niciun fel de... Nici nu va intra. Câțiva cetățeni mai vrednici și-au dat zăpada pe la poartă, da. Unde o să o depoziteze și unde o să o duc. Așa că va trebui să ne întoarcem pe unde am venit, că nu vă putem prezenta mai mult din acest cartier. Ca în fiecare an, indiferent că ninge, că plouă, că e frig, că e îngheț, avem iar probleme cu grâul, cu porumbul, aceleași știri,
odată că a fost zăpada prea mare și nu s-a făcut grâu, odată că n-a nins și nu s-a făcut grâu. Am văzut un cetățean cu roaba pe strada asta. O muhăra ceva cu roaba, că ar fi cărat zăpadă cu roaba? Probabil. O ducea în frigider. Da. Haideți să continuăm pe șoseaua de centură, așa să trecem pe la Mărețul Cartier Chinezesc. Poate i s-a întâmplat ceva din cauza zăpezii. La câte zăpadă i-ar putea construi blocuri, sau nu blocuri, igluuri din ea. Că blocuri nu sunt în stare. Castele de gheață. De ce să mai mergi până la Bâlea Lac, Bâlea Cascade, când poți veni direct aici? Te dai jos din avion, helicopter la aeroport la doi pași, urci într-un taxi și vizitezi. Vă reamintim că între 11 și 13 martie la Craiova, mai precis în incinta centrului multifuncțional, prin al cărui acoperiș plouă. Probabil acum se stă cu gălețile și se adună apa de pe acoperiș. Se va desfășura târgul de turism al Olteniei. Ne-a scris cineva să ne ducem la Oblemenco. 11-13 martie veți vedea pe toate posturile locale de televiziune zâmbete, aer de panglici și, bineînțeles, tradiționala pâine cu sare. Sare probabil mai puțin, deoarece la Slănic Prahova și la Pride oamenii până acum vreo oră, două, erau într-o grevă care durează de 10 zile, deoarece au ajuns la minunatul salariu minim pe economie și probabil au fost sfătuiți, în ghilimele, să intre în șut, cum se zice, pentru a livra sarea necesară dezghețării celor două autostrăzi. Probabil au fost amenințați că atentează la siguranța națională a țării, care această siguranță a fost vândută de mult, și am înțeles că s-ar fi întors la muncă. Deci dacă nu o să o dăm pe drumuri sarea, o să o punem în ciorbă. Am prins din spate, am ieșit în fața noastră, circulă unul din splendidele autobuze ale orașului nostru și ale Romei, care se chinuie să urce o pantă. Este unul din autobuzele Romei, care în 1980, probabil când Toto Cutugno, Albano, l-a lansat. Erau tineri și, neavând posibilități materiale, mergeau la Roma cu aceste autobuze. Vezi că e pe la TAC, vezi? Aici, în stânga. Da. Atac la siguranța rutieră. Are stație aici. Are și semnalizare și stație. Da. Stație în zăpadă. Cam puțină lume, probabil în timp și spațiu această rută va fi scoasă. Am fost la Oblemenco, pentru cine ne-a scris, nu se poate intra de niciun fel, e înzăpezit complet. Iată, utilajele sunt pregătite, sunt din pregătite, moment în moment. Utilajul, de fapt, zis la plural, de la distanță mi se părea că ar fi două, nu e decât unul, din cele patru. Deci, cel mai bun mod de a dezăpezi Craiova este cu căldură. Mulțumim Măritului Soare că s-a îmbunat.
cu noi și-a ridicat temperatura cu câteva grade. Altfel era la fel ca ieri. Catac este similar ratului. E din Italia, nu? E regia lor de transport. Deci ăsta a fost un autobuz second. Avea cum să fie unul nou. Ce a fost second și acum este pavă. Ops. Această apă care sare de pe carosabil nu e pusă de noi. Nu are unde să se ducă, doar jumătate din Craiova nu are canalizare pluvială. Și nici menajer. Iar băltuțe de pescuit? Bă, ce necază mie că n-am luat sculele cu noi. Păi zilele astea o să tot avem timp. Dar și vreau să încercăm la o copcă undeva ceva. Da. Noaptea putem încerca la copcă. Trecem pe lângă Mărețul Cartier Chinezesc, unde anul acesta vor fi terminate cel puțin două blocuri și câteva cariere de polițiști locali care păzesc cu destoinicie gardul pe care este zugrăvit chipul preaslăvitei, cum o chema? Știți de cine... Princesa Războinică. Un alt utilaj. Curăță asta, trotuarele. Hai că se miște, hai că dacă ține o săptămână așa cald, scăpăm și de zăpada asta, se rezolvă tot. Se și usucă, nu? Încercăm să mai intrăm într-un cartier undeva. Trebuie să întoarcem și să intrăm prin Valea Roșie pe aici. La masă. Nu mă dau jos din mașină pentru niciun... O mașină e poliție locală? Păzește camioanele aici. Da. E... Pă cum știți și ați văzut probabil la seară, aici, în sensul ăsta giratoriu, de la Calul Mort, erau vreo două mașini de poliție națională care încercau să dirigeze circulația și se pare că acum aceste atribuții au fost preluate de către poliția locală. Dar cei doi angajați nu cunosc termenul. Funcționar public. Nu era o mașină. Probabil își trăgea sufletul la restaurantul Oltenia. Intrăm în cartierul Valea Roșie, vidanja de la compania de apă, unii zic compania de sapă. Da, am intrat într-un cartier deja gata. A terminat cu deplasarea. Ah, bă, nu, se poate ce plan. Tot o arteră principală și asta. Aici ar fi problema la prima intersecție, dacă am luat-o stânga-dreapta. Vrei să încercăm o chestie ca asta? Hai să ne riscăm să facem stânga-dreapta la una din intersecții. Facem stânga, că cea din dreapta mi se pare că se înfundă. Cea din dreapta nu cred că mai avem șanse să ieșim.
S-a încălzit bine, uite, e topit peste tot. A început să se topească și între blocuri chiar. Asta înseamnă un primar credincios. Un primar care se roagă pentru binele comunității. Ia uite, aici se curăță parcul, se curăță aleile. Lumea o să iasă la table, la șah și o să discute despre viitoarele alegeri. Vremea ține cu noi, cu oltenii. Da. Dacă astăzi temperaturile stau așa și mâine, gata, am scăpat, se duce zăpada, dacă de strâns nu prea are cine să o strângă. Pe aici să nu credeți că a trecut un utilaj și a dezăpezit tot locatarii, cetățenii care au trecut cu mașinile de dimineață. Până asta ziceți de meci, se joacă Craiova Dinamo? Nouă nu ne place fotbalul. Dar nu ne putem interesa despre meciul ale echipei înființate în 2013, dacă la ea vă referiți cu termenul Craiova. Pare că cele mai afectate străzi au rămas acele unde sunt numai case, gen bariera Vâlcii, Catargiu, Romanești, Lunca, unde am fost, Romanești și Brestii. Hai să ne îndreptăm spre Brestii. Hai să mergem prin centru, luăm prin centru pe la primărie. Și apoi ne îndreptăm spre Brestii. Să mulțumim că a nins doar o zi, pentru că dacă ar fi nins 3 zile sau 4 zile de viscol din ăsta, da, ne trimitea în evul mediu. Codul este până mâine la ora 23. Adică poate oricând să se întoarcă. Orice e posibil. Uite, pe strada asta s-au dat aseară băieții cu schiurile. Foarte frumos. E înclinată. Exact ca la Innsbruck. Da. Și aici era frumos pe străduța asta. Străduța asta chiar așa se numește, strada înclinată. Iată. Domnișoara își face o poză contra soarelui. O să ia. Poate vă zice ceva frumos acolo. Centru downtown. Observați indicatoarele orientare. Scrise într-o engleză impecabilă. Probabil au fost... textul a fost trimis de știm noi cine. Engleză de... de ONU. De cartiere, un fel de engleză din asta, așa, de bandă, de gașcă, de cartier. Regele Ra, Măritul Soare.
ne apropiem de centrul orașului, se apar și ambuteiajele în trafic. Uitați, există în orașul nostru, facem și noi puțină reclamă, o pizzerie care se numește Braz Vegas. Mașina lor o aveți acum în partea dreaptă. Deci, chestiile astea cu Vegas au impact în orașul nostru. În momentul în ce există și o pizzerie și se pare că mai există încă ceva care se numește tot cu Vegas. Mașini care au 17 ani de când nu se mai fabrică. Atât pot românii să-și cumpere. Toți ne-am cumpărat lucruri noi, dar n-avem cu ce. Am văzut că spuneau că media vârstei autovehiculelor înmatriculate în 2017 este 14 ani. Asta înseamnă că ne permitem foarte multe lucruri noi, dacă media vârstei mașinilor înmatriculate este 14 ani. Domnul Sorin, dacă știți mai multe despre stadion, vă rugăm să scrieți în comentarii sau să ne trimiteți mesaje. Noi nu ne pricepem la fotbal. Am văzut stadionul de nenumărate ori, l-am bătut la picior încă de când se construia. Am văzut gafele care s-au făcut pe acolo. Mie personal chiar mi-e frică să calc în anumite zone ale stadionului pe care le-am văzut în timpul construcției, cum s-a lucrat acolo, acel șliț, acea deviere sau defazare, nu știu cum se numește exact în termeni tehnici, puțurile de adâncime care ar fi trebuit să fie în număr de 25 și sunt într-un număr mult mai mic. Acolo este un subiect foarte bun pentru orice procuror DNA sau chiar pentru un procuror de la parchetul de pe lângă judecătorie. Sunt lucruri vizibile cu ochiul liber, accesibile oricui. Dacă tot vă uitați în număr așa de mare, sunteți 200. Deci în jurul stadionului s-au construit în 25 sau 28 de puțuri de adâncime, de mare adâncime la 28-30 de metri, adâncime care, prin care să se verifice nivelul pânzei freatice periodic. Așa prevede proiectul. În realitate, din cele 25 sau 28, sunt doar 10 sau 12 construite. Restul sunt false. Dacă veți ridica acele capace, se vede la culoarea țevii și se ved cele false, care au doar un metru adâncime și sunt dintr-o țeavă de PVC obișnuită, care se folosește în orice baie. Iar cele de adâncime este țeava albastră și nu li se vede capătul. Dacă un domn procuror sau un domn inspector de la ISU binevoiește să circule în jurul stadionului, chiar în parcare sunt marcate, îi recomand numărul 13, mi se pare, este sigur unul fals. Dar trebuie capacitatea să se ridică cu mâna, sunt chiar foarte ușoare și trebuie doar privite în jos, în ele. Ați făcut un dosar foarte, foarte frumos. Pe cine interesează dosar? Nu interesează pe nimeni. Suntem în fața primăriei. Aici este frumos. Zăpada dată, trotuarele curățate. Ne îndreptăm spre cartierul Brest. Și către colegiul Da, în fața aveți Colegiul Național Carol, care
De câțiva ani, o bună parte din el este închisă. Chiar Carol are o șepuță pe cap. Încă așteaptă banii pentru a fi renovat, dar probabil până se vor găsi banii și firmele care să-l renoveze, se va dărâma. Sau va ajunge într-un stadiu de degradare de nu va mai putea fi reparat. Să nu se întâmple o catastrofă, că se degradează el. Asta n-ar fi o problemă, dar din păcate să fac și ori. Mai puțin astăzi, ieri, astăzi și următoarele zile. Nu că e închisă, zona afectată nu e deschisă nimănui, nici elevilor, nici celor de la operă. De câțiva ani. Uite, chiar nu știam. Nu se fac ore în tot. De aici, de la kilometru 0 plus 100, 0 plus 200 de metri, începe o cu totul altă lume. Da, în curând intrăm pe strada Brestii, una din străzile vechi ale orașului, una din ieșirile vechi, care este una dintre, cred că este printre cele mai lungi străzi din oraș. Pleacă de la kilometru 0 și ne duce până dincolo de până în apropiere de râul Jiu. Da, cum spune prietenul nostru, noroc cu soarele. Soarele e cel mai bun utilaj de dat zăpada. Dacă ținem cozi, așa am scăpat și noi și autoritățile. Au rămas cu banii care trebuia plătiți pentru... Vă dați seama pentru că dezăpezire. Pentru acest pseudo dezăpăzire nu se va afla niciodată costul. Niciodată, după cum bine știți, totul e cu circuit închis în primăria Craiova, în Consiliul Local Craiova și nu vom afla niciodată. Probabil ordinul a câteva zeci de milioane de lei noi această pseudo dezăpezire de o zi. Intrăm în capătul Brestii pe Fermierului. Doar intrăm așa. Pe strada Fermierului, pentru caraioveni care știu sau cei care nu știu, este o perlă a străzilor. Este un apogeu. O stradă mai degradată decât asta nu poate să existe decât în Africa sau în țări din lumea a treia. Nu într-un oraș care s-a vrut capitală culturală. Strada Fermierului este un fel de no man's land. Ronaldo David Ionuț. Treaba asta este în Craiova. Nu este nici în București și nici în Iași. Probabil și acolo există străzi la fel ca peste de aici. Continuăm călătoria noastră prin această Craiova transformată într-o mică Veneție, care se transformă într-o mică Veneție.
E ceva să poți de la zi la alta să... Da, deci să astăzi ea e o stațiune montană cu zăpadă de abundentă. La câteva zile sau ziua următoare o transform în Veneția. Pe urmă se poate întâmpla vreun vânt din ăsta din sudul Olteniei care s-a dezertificat să ne aducă niște tornade de, sau o furtună de nisip chiar. Nu mă mai miră nimic. Da, suntem pe strada Brestii, unde soarele și-a făcut datoria mult mai bine decât utilajele de la dezăpezit. Aici, în dreapta, vedeți, în stația de autobuz, este un cetățean cu un alt fel de mijloc de transport în comun. Sunt, de fapt, două mijloace de transport în comun, care nu plătesc vreo vinietă. Dacă ne urmește cineva de la locală, hai, repede ridicați căruțele, că face tavi infarct, dacă le vede. Doamna Florina Matei, am fost la dumneavoastră în Brestii și vom reveni. Dar credeți-ne, nu dispunem de atât de multe resurse. Barcă nu avem, să știți. Știu că pe multe străzi se poate circula doar cu barca atunci când plouă sau în perioada asta când zăpezile se topesc. Dar nu avem barcă, credeți-ne. Mai era o barcă și aia era împinsă de jandar. Cine știe prin ce depozituri. A, cred că a luat-o pota acasă barca aia. A zis să aibă amintire. Să treacă la prietenul Ghiț. La sârbi, bărcuță. Ia uite. Tocmai ce ziceam de utilaje, dânsul a ieșit cu un scârțâi de roți. Probabil a terminat de dat zăfada pe această stradă. Dar uite și mașina salubrității. Da, deja s-a încărcat. A, să ia gunoi. E plină cu zăpadă. Nu, mai e mașina de strânge gunoi. Dumneavoastră vedeți niște utilaje care ele decât să plimbă pe străduțele respective. Omul stă în casă și zice, a trecut și pe la noi, își face autosugestie. Vrea să mă tăturește puțin cu roata aceea mare, zăpada. Văd că ne urmăriți într-un număr foarte mare. Suntem pe strada Brestei în Craiova, pentru cine s-a uitat mai târziu. Într-o Craiova care își topește singură zăpezile, care nu i le-a strâns nimeni. Ne puteți fi de mare folos distribuind materialul filmat de noi mai departe și abonându-vă la canalul nostru de YouTube, care este foarte ușor de găsit, are același nume ca și pagina. L-am distribuit zi ieri, cred. Ne îndreptăm spre, nu spre Aleea Fulger, mergem spre Fermierului, că Aleea Fulger deja este prea mult. Mi-a spus și doamnei mai înainte, noastră nu avem parcă. Vede primarul, vede, știe totul, dar nu... Nu v-ați prins încă că în această țară statul nu își ajută cetățenii? Statul este cel mai mare dușman al propriilor cetățeni, nu știe decât să-i extorcheze, să le ia banii, să-i taxeze pentru orice, prin amenzi, prin viniete, prin roviniete, prin taxe, taxulițe și așa mai departe. De foarte mult timp, statul român nu mai lucrează pentru proprii cetățeni. Da. Am ajuns la intersecția cu strada Fermierului. Virăm dreapta și pătrundem în necunoscut. Unde am mai spart? La, într-o altă călătorie noastră am spart baia de ulei pe strada Fermierului, pe această stradă. Pe strada Fermierului, cum vă spuneam mai devreme, iau un cetățean urcat pe casă de zăpada. Foarte bine, felicitări. Este un fel de paradox, un fel de no man's land al Craiovei. Nu are niciun fel de pavaj sau covor asfaltic sau măcar piatră de râu. Este pur și simplu acoperite cu pământ. Bine, lumea vă dați seama că e mult mai bucuroasă acum cu zăpada asta decât cu noroi. Iar de circulat pe ea nu cred că avem prea mari șanse.
Sunt foarte multe alei care pleacă din ea în lateral. Pe care cred că chiar este o aventură acum. Să circuli. Observați, este una dintre străzile unde transformatoarele au fost mutate la înălțime pe stâlpi. Soluția lată să decez este doar în această zonă a orașului se întâlnește. Nu știm nici noi de ce nu ne pricepem la electricitate. Probabil că se mai pierde o kilowatt din cutiile astea. În momentul de față circulăm cu un Volkswagen Passat, care s-a născut Touareg, dar nu s-a dezvoltat. A rămas la stadiul inițial. Până acum nu ne-a lăsat, nu ne-am înzăpezit deloc. Deși strada asta pe care circulăm arată jalnic, dacă vă căutați pe materialele noastre din urmă, aveți material filmat pe ea vara, toamna, cred. În zonă sunt case noi, case mari, case frumoase. Adică cetățeanul, până la urmă, își construiește ceva prin propriile puteri. O casă mai nouă, mai mare, dar strada, care este domeniul public, care este a statului, rămâne la nivelul evului mediu. Nu, cetățeanul are pe cineva din familie plecat sau el a fost. Bineînțeles, plecat, asta e altceva. A venit cu bănuții și a zis că e cel mai bine tot acasă. Și în speranța că o să ajungă și la el vreodată gazul, apa și necazul. Dar bun asta, că dacă e despre fermieri, e acoperită cu pământ. Și a construit ceva. Continuăm călătoria noastră pe strada cu nume predestinat. Totuși, deși această stradă nu are asfalt, nu are canalizare, nu are hidranți. Bine, fermieri sunt și în Dallas. Uite, trecem pe lângă un hidrant. Fermieri din Texas. Era un film pe timpuri. Familia Ewing. Pe Aleea Căpșunilor, domnul Adi, nu se poate. Nu ne băgați chiar așa de... Am intrat totuși cu mare frică, chiar pe principală, pe fermierul. Dacă am intrat și pe aleile adiacente, s-ar putea să nu mai ieșim. Și am reușit, ne apropiem de cealaltă ieșire a străzii fermierului, învingători. Hai să mă las cu măcar cu mașina, cum să mă calc? Și am supraviețuit. Deci am traversat strada fermierului, dar totuși nu s-a topit zăpada. Pentru că când această zăpadă se va topi, o să încercăm să revenim zilele următoare. Poate facem roșii de un 4x4. Atunci peisajul va fi cu totul altul. Suntem din nou pe asfalt, în Craiovița Nouă, în apropierea Pălții Craiovița. Lumea circulă pe trotuare. Toată lumea circulă pe trotuare. Pe pista de biciclete. Pe pista de biciclete, da. No, noi, trotuarele... Da, uite, pe partea stângă, pe aici, trotuarul e curățat. Strada Morii, în spatele stadionului. Pe strada Morii?
Hai să ne îndreptăm spre stadion, să prezentăm stadionul și de pe partea cealaltă, să încercăm să... Dar nu se poate intra la stadion absolut deloc. În toate orașele unde există stadioane mari și frumoase, în jurul stadionelor se circulă cu mașina, se poate circula pe jos, sunt zone pietonale, sunt zone vizitabile, stadionul sine poate fi vizitat. Ei, la Craiova nu stă așa. Acest OZN-ul construit de Compania Națională de Investiții, dar al cărei merit toată lumea crede că l-are altă persoană aflată într-unul dintre ministere, la conducerea unei dintre ministere. E, în jurul stadionului din Craiova nu se poate circula nici cu mașina, nici pe jos. Și nu din cauza zăpezii. Sunt garduri, sunt agenți de pază, sunt polițiști locali care interzic total accesul. De ce? Nu știe nimeni. De ce nu este deschis pentru vizitare? De ce nu este deschis măcar inelul din jurul lui pentru pietonal? Nu mai vorbim de ce decongestionarea traficului s-ar produce dacă s-ar putea circula cu mașina în jurul lui sau dacă locurile de parcare de acolo ar fi lăsate spre folosință cetățenilor care vor să parcheze gratis. Apropo, am înțeles că echipa asta de fotbal creată de USL în anul 2013, pe când partidul istoric, așa zisul partid istoric liberal și independent, făcuse o alianță cu acest partid social și democrat, ar avea câteva mii de abonați. Deci mâine sau poimine, când are loc acest meci de cupă de care zicea cineva mai devreme, și sunteți rugați, abonați ăștia, să luați câte o lopată să vă dați zăpada. Să vă dați zăpada. Sigur nu o să puteți, în condițiile actuale nu o să puteți să intrați la locurile dumneavoastră și să încurajați din inimă această echipă. Când e meciul chiar? Nu știu. E un eveniment care nu... Nici pe mine nu mă interesează, dar sunt curios că la ce zăpadă e pe în jurul stadionului care e nedată de nimic, sau că nu poate să intre, să se poate intra deloc. Uite, dacă tot mergem și avem posibilitatea, poate întrebăm pe cineva de aici, poate știe cineva. Mă gândesc că la stadion aici trebuie să fie cineva. Agenții de pază, cine să fie? Sau polițiști locali? Sau și polițiști? Probabil se va intra numai pe partea pe unde o să bată soarele și o să se topească zăpada asta. La ce zăpadă e acolo? O să se facă... Trebuie soarele din aprilie ca să bată, să o topească. Accesul o să se facă numai pe 2-3 porți. Pe 1 martie este meciul. Din nou ne îndreptăm către downtown. În orice direcție mergem, ne îndreptăm către downtown. Să mergem să căutăm indicatorul ăla. E incredibil. Ne-a comentat la clipul de mai devreme cu doamna scriitor care a rămas înzăpezită cu mașina pe esplanada teatrului, domnul viceprimar. Dânsul spune: cu tot respectul pentru doamna din imagini, eu am răspuns la toate sesizările făcute de orice locuitor al municipiului Craiova și nu numai. Deci, viceprimarul orașului se ocupă și de sesizările altor cetățeni care nu sunt din municipiul Craiova. Felicitări, domnule Bărăgan Stelian. Inclusiv problema doamnei, a scris doamne, deci nu se poate așa ceva. Deci a scris, inclusiv problema dumnei a fost, a crezut că a scris doamnei. Da, a fost rezolvată. În 10 minute de la primirea acestui SMS am trimis utilajele în zona respectivă.
doamna probabil o să-i dă. Domnule Stelică, o carte, un roman cu Bărăgan, felicitări pentru performanță. Sincer, eu unul nu vă cred. E doar propaganda dumneavoastră de partid ieftină. N-aveați cum să trimiteți utilaje acolo în 10 minute, pentru că numai eu am stat de vorbă cu doamna 15 minute, iar doamna vă dăduse SMS mult înainte să ajung eu acolo, așa că mai tăiați din ele. Din moment ce ați comentat la ora 15, iar materialul a fost postat la ora 12, înseamnă că abia acum ați rezolvat, dacă ați rezolvat problema doamnei. Numai doamna ne poate spune. Ce mi-e necaz, că m-a sunat odată acest domn viceprimar și nu mai am numărul lui, că l-aș suna acum. Ia stai așa. Hai că-i scriem. Mă puteți... Ia scrie tu, că eu sunt la volan. Scrie. Mă puteți suna? Haideți că poate ne sună unul din viceprimarii orașului și stăm de vorbă cu dânsul în direct despre problemele cauzate de căderea zăpezii. Eu cred că nu o să poate să te sune, că sunt atâtea probleme încât nu are timp să stea la telefon, la discuții. Hai să facem un pariu. Ce pariu? O cutie de suc de ceva. Că nu o să te sune. Că nu o să mă sune? Păi normal că nu o să sune. Hai să, oricum, noi mai ne plimbăm puțin și... Să ajungem la doamna pe strada Morii. Păi ajungem, că e la stadion, e în spatele stadionului strada Morii. Adică încercăm, nu știm ce e acolo. Este tot așa, una din străzile foarte vechi, ale care vede pe vremea când exista acea moara lui Mendelssohn, care astăzi nu mai există de mult. Al lui Sorin? Nu. Mendelssohn, moara lui Mendelssohn. Ce se întâmplă aici? Domnul vrea să întoarcă. Păi nu o să întoarcă, că o să depășim noi așa. Haideți, domnul Stelică, dați un telefon. Vă așteptăm în direct, avem 200 și ceva de urmăritori. În direct și în exclusivitate. Ne spuneți câteva cuvinte. Avem chiar nevoie stringentă chiar de părerea unui om. Puteți să luați și pe city managerul orașului lângă dumneavoastră, să fiți doi. Unde doi puterea crește. Da. Era chiar creștea atunci, acum. Aia care făcuseră și versurile astea. Au trăit alte timpuri aia care au făcut versurile astea. Uite și un suporter adevărat. Care locuiește aici lângă stadion. Se poate? Suntem la intrarea din spate la stadionul Oblemenco. Dacă credeți că puteți ajunge la meci pe 1 martie, chiar, uitați, pe gardul acesta al unei locuințe de lângă stadion scrie ceva foarte, foarte frumos. De acolo este închis? Păi au închis cu gard. Da, e închis cu gard. Mi-e și frică să intrăm pe aici, pentru că nu mai putem ieși. Au pus gard ca să nu se mai poată merge cu mașina în jurul stadionului. Ne ajută în 10 minute, chiar dacă rămânem undeva. Sunăm pe domnul Bărăgan, imediat. Totul e să nu vină ceva de față, vă umplu ceva, că dacă vină... Da, deci uitați, scările stadionului, zăpada este dată, puteți veni pe 1 martie la meci cu schiurile. Să mai prezentăm miracolul ăsta de lângă stadion. Deci aici, lângă frumosul nostru OZN-ul care s-a construit... Băi, dar e chiar frumos, pe fundalul imaginii... Mă simt parcă etapă din asta, știi, majoritatea piloților ăștia de raliu sunt finlandezi. Ei se pregătesc foarte mult. Noi suntem români cu un automobil german. Da. În față... Superb. Da, deși suntem contra soarelui, în față se vede ruina ceea ce ar trebui să fie stadionul de atletism. Acest stadion de atletism a fost uitat să mai fie construit. Și că s-a construit o dată cu celălalt stadion sau înainte sau... Deci eu de câte ori vin, mi se pare că tot e câte un râd mai mult. Cred că doar mi se pare. Ți se pare, nu?
Oare așa va rămâne, nu-l va mai construi nimeni niciodată. Nu e nevoie de prea mult atletism în Craiova. Și așa arată stadionul Oblemenco. Bine înzăpezit. Iată că sunt de tot așteptat. Are, 40 și pe teren. Stai să zăpada. Să mă uit puțin prin cameră. Și sunt de așteptat să au dispărut și chestiile care îmbrozau. Să topească zăpada. Ar fi ceva să topească zăpada cu sculele de copt gazon. Da, nu e așa mare zăpada pe stadion, este în aceste momente, chiar o să filmăm și cu camera. Ca să vedeți cum stă situația. Cam așa facem noi live-urile pentru cei care se întreabă ce tehnologie folosim. Un elastic de păr al unei domnișoare simpatice, un telefon mobil Huawei legat la oglindă. Iar acolo în față aveți stadionul Oblemenco și cam așa este situația gazonului. Oricum e bine că pe scaune nu este zăpadă. Nu foarte multă, dar la nivelul terenului sunt 30 de centimetri, așa, dacă nu chiar mai bine. Veniți în număr cât mai mare pe 1 martie la meciul cu Dinamo sau cu cine joacă. Deci, o doamnă ne scrie că i-a răspuns primarul la el pe pagină. Nu mi-a spus de ce nu s-a trezit, dar are sub 200 de asistați sociali care nu pot ieși la zăpadă că sunt bolnavi. Incredibil. Păi tot se lăuda City Managerul, mi se pare, acum câteva zile pe tema asta asistaților sociali. Epidemia asistaților sociali. Incredibil. Continuăm să ne plimbăm. V-am adus la stadion. E zăpadă destul de mare. Dar va fi evacuată cu forță și meciul cu Dinamo se va desfășura în cele mai bune condiții, la fel ca în luna iulie. Probabil tot cei de la Dinamo vor rezolva. Vor scoate cadrele din Ministerul Administrației și Internelor ca pe timpuri. Și vor dezăpezi pentru un astfel de meci. Da, deci se poate circula în jurul stadionului cu schiurile. Mai avem timp, mai avem puțin timp. Mai trecem atât prin fața stadionului. Vedem și pe acolo zăpada cum se prezintă. Domnul Stelian nu vrea să ne sune, nu mai are numărul nostru. Deci ne-a sunat cu ceva timp în urmă să ne întrebe de poza cu pescarii. Pentru cei care urmăriți materialele noastre și pagina noastră, chiar în față, aici, în această intersecție, am filmat acum câteva săptămâni acea capră care mânca din bradul de Crăciun. Găsiți materialul pe pagină și pe canalul nostru de YouTube. Suntem
în centrul orașului, aproape la câteva sute de metri de clădirea primăriei. Deci acest soare și temperatura care a crescut cu câteva grade astăzi și viscolul care s-a oprit sunt tot ce avea nevoie administrația craioveană ca să rezolve problema iernii. Se circulă pe o bandă, dar totul se circulă. Da, mașini parcate fiecare unde poate, unde apucă, în zăpadă, în mormane. Nu știu amenziile astea cum să dau, dacă nu dai zăpadă din față. Uite așa, la întreabă, acu' e magazinul? Ce patron e, care e coloratura politică, da. Și se aplică sau nu amenda. Știi care e chestia? Că nu mai poți să-i amendeze, pentru că sunt toți de o singură coloratură politică și nu prea ce facem. Da. Da, că ceilalți nu supraviețuiesc. Văd că prețul la combustibil iar s-a mărit puțin. E bine. Un bănuț doi acolo. Deci e bine, ne crește nivelul de trai. Am pus aseară o poză cu o bancă acoperită de zăpadă. La viscol. Banca susținea euro. Leu tare, leu greu. Trecem pe lângă stadion. O să vă prezentăm și zona din față. Dacă vreți să veniți la meci, chiar putem să parcăm, da? Nu cred că putem să parcăm, pentru că dacă parcăm, nu mai plecăm. Plecăm cu primăvara. Sunt niște mașini, culmea, de teren. Bine înzăpezite. Da, sunt parcate de ceva vreme. Da, și asta este intrarea către stadion. Este o intrare care a fost special pentru angajați. Deci priviți această zăpadă pe calea de acces pietonală. Meciul este peste o zi, peste două zile, practic. Șansele ca să se topească sau să o dea cineva nu prea există. Oricât ar fi de bun cu noi soarele și vremea care s-a încălzit, nu poate să o topească. Și exact ce vă spuneam, nu se poate plimba, nu se poate merge cu mașina în jurul stadionului, pentru că sunt garduri. Se poate doar intra în locurile de parcare, unde sunt foarte multe mașini ale angajaților. Zăpada pe teren, suficientă. Ne mișcăm puțin pe aici să vedem cât putem ajunge și până nu prea putem ajunge. Se blochează, mai în față este autocarul. Și nimic mai mult. A, din nou, pe fundal aveți ruina asta, cum se numește, stadionul de atletism, care așteptăm să fie finalizat sau măcar transformat într-un dosar de calitate. Așteptăm performanțe. Suntem chiar la stadion. Am venit tot așa la solicitarea unui urmăritor care ne-a zis să trecem pe aici. Cei care vreți să veniți la meci pe 1 martie, pregătiți-vă de înfruntat zăpada. Ca să intri în stadion e nevoie de mult curaj și ceva echipament protector la zăpada, care n-are decât o jumătate de metru pe calea de acces pietonală.
așteptăm sugestii de la domnul Boc, care face POC. La el, poate ne urmărește cineva de la Cluj, ne arată ceva imagini de pe acolo, de la stadionul lor. Cam asta a fost plimbarea noastră pe ziua de azi. O să mai revenim, poate mai târziu, dar vremea e cel mai bun utilaj de dat zăpada și de decongestionat drumurile. Soarele, nu vremea. Soarele și vremea, da, și temperatura care s-a crescut puțin. Haide. Un front atmosferic din Africa, care ne-a binecuvântat. Ce să vă spunem? O zi frumoasă, mulțumim domnului viceprimar care ne-a urmărit pagina, dar nu ne-a sunat. Asta este, nu a avut curaj probabil să ne sune cât timp eram în direct cu dumneavoastră. Dacă o să ne sune mai târziu, o să-i răspundem, o să purtăm un dialog cu dânsul, cu și cu colegii dânsului. O zi frumoasă tuturor!